Preasfințitul Părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, a sfințit ieri seara Biserica Sfântul Maremucenic și Tămăduitor Pantelimon a Mănăstirii Frățilești Sudiți din județul Ialomița. Ierarhul i-a oferit starețului Mănăstirii Crucea Sloboziei și le-a vorbit credincioșilor despre întemeierea acestei mănăstiri și despre zidirea noii biserici. Am târnosit, am consacrat și am încredințat lui Dumnezeu această biserică. Ea urmează să fie desăvârșită în frumusețea ei, prin veșmântul iconografic pictural și, sigur, alte îmbunătățiri care vor fi aduse acestei biserici. Ea este închinată Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon. Sfânt des, foarte des invocat în rugăciunile creștinilor noștri, fiindcă Sfântul Pantelimon este un tămăduitor, un dăruitor de har, din harul pe care el a primit de la Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Astăzi, ierarhul a săvârșit prima sfântă liturghie în Biserica Mănăstirii Frățilești Sudiți. Piatra de temelie pentru această biserică a fost pusă în data de 1 iunie 2011.